Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Mă bucur să fiu astăzi la acest act de căsătorie. Fratele Cristian de fiecare dată m-a primit cu drag la intrare, la fel și astăzi. De fapt a fost o surpriză pentru mine. Am privit că era o mireasă. S-a deosebit de celelalte femei și surori, dar nu știam cine este mirele și m-am uitat, nu semăna niciunul cu mirele. Fratele era îmbrăcat decent, cu vicios, elegant, ca de fiecare dată, mi-a spus bun venit și eu l-am întrebat, dar mirele nu vine? Și el mi-a spus, ba da, a venit, eu sunt mirele. Și m-am bucurat pentru asta, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost citit din Eclesiastul, capitolul 9, spune în versetul 8, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Am privit cei doi miri care, prin culoarea îmbrăcămintei, reprezintă un simbol. Hainele să-ți fie albe, albul reprezintă curăția și mireasa îmbrăcată în alb, trebuie să știe, alături de mirele ei, că în viața aceasta trebuie să urmărească în toate curăția. Curăția de inimă. În fapte, în 2 cu 46 spune cuvântul despre primii credincioși, că luau hrana acasă cu bucurie și curăție de inimă. Dar ce face negru în reprezentația aceasta albului? Pune în evidență albul. Negrul pune în evidență albul. Și când privești mireasa, îți aduci aminte că Domnul te-a chemat la curăție în viața de familie, pe linie de credință și ea reprezintă curăția. Domnul să o binecuvinteze. Amin. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Am citit recent să văd de ce îmbrăcămintea preoțească este în culoarea negru. Știți de ce? Așa se spune, cel puțin în cultul tradițional, culoarea neagră reprezintă smerenia și pocăința. De fapt, albul pune în evidență negrul de data aceasta. Domnul pentru fratele Mire face o chemare astăzi și, de fapt, noi astăzi o să te punem în slujbă cu frații lucrători. O să te ordinăm în slujbă, să știi. Nu știu dacă ai fost pregătit pentru asta, dacă ai studiat să vezi ce responsabilități ai, dar o să fii ordinat preot în familie. Și mă rog, Domnul să te binecuvinteze ca preot în familie. Și chiar și culoarea hainelor să reprezinte smerenia, cel care activizează pe un copil al lui Dumnezeu, pe un lucrător, responsabil în primul rând în familie și apoi chiar la primirea oaspeților, a fraților, a surorilor, smerenia și pocăința. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Știți că responsabilitatea principală a preoților în Vechiul Testament era să fie atenți să nu se stingă la templu candelele, la cortul întâlnirii, erau cele 7 brațe ale candelele acelea ale sfeșnicului și trebuia preotul să verifice și să fie un delemn. Un delemnul, în cuvântul lui Dumnezeu, simbolizează prezența și însoțirea Duhului Sfânt. Și trebuie să fie atent, să fie întotdeauna un delemn în familie, un delemn peste tot ceea ce faceți, peste întreaga lucrare și peste toată viața voastră de familie. Domnul să vă binecuvinteze! De fapt, în cuvântul lui Dumnezeu am citit următorul verset, s-a citit și noi am urmărit, gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. Ce înseamnă pentru noi gustă viața? Bucură-te, fii fericit! Eu asta înțeleg. Domnul vorbește despre fericirea copiilor. În Efeseni 6,
Domnul spune, ca să fii fericit pentru copii, trebuie să asculți de părinți, să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ, da? În ce privește lucrarea credinței și slujba, da, duhovnicească, în Iacov, în capitolul 1, citim cuvântul lui Dumnezeu, versetul 25, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Tot aici în Iacov, în 5 cu 11, spune omul lui Dumnezeu, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Să nu aveți parte de fericirea asta în familie. Dar este o fericire pentru cei care aici pe pământ rabdă suferințele, așa cum spune Domnul, și face lucru unui evanghelist, își împlinește bine slujba, dincolo are parte de fericire și Domnul îi dă un răspuns și o răsplată pentru ceea ce a slujit. Cu privire la familie, Domnul ne vorbește despre fericire și aș vrea să spun pentru cei doi, din partea lui Dumnezeu, ca un răspuns biblic, cum poți fi fericit în familie. Asta le urează invitații, oaspeții, mesenii, cei care participă la eveniment. Asta le dorim toți, pentru asta ne rugăm, asta și-au dorit ei mai întâi. Dar Domnul dă și formula, dă și soluția pentru fericirea în viața de familie. Cum poți fi fericit în familie? Mai întâi, spune cuvântul, gustă viața, adică fii fericit cu nevasta. Cu nevasta. Unii oameni ar înțelege așa, gustă viața înseamnă distrează-te și dacă se poate fără nevastă. Pentru noi fericirea și bucuria în familie este împreună cu soția, cu nevasta. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 3 cu 7, pentru că împreună cu ele veți moșteni harul vieții. Prepoziția aceasta cu arată o legătură. O legătură fixată de Dumnezeu prin legea lui, Roman 7, versetul al doilea. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, câtă vreme trăiește bărbatul. Este fixată și la starea civilă. Dar este mai mult decât atât. Aș spune primul lucru pe care vreau să-l punctez, intimitate. Știți ce înseamnă intimitate în limba română? Strâns legat de cineva printr-o afecțiune puternică. Pentru intimitate fac două precizări. Atenție, nu intimidare. Intimitate. Intimitate înseamnă timp petrecut împreună. Repet, fapte 2 cu 46, ucenicii, primii credincioși, erau nelipsiți de la templu, dar luau hrana acasă cu bucurie și curăție de inimă. Fă-ți timp să fii de aproape cu ai tăi iubiți voios, fă-ți timp să fii și al casei și în slujba lui Hristos. Fă-ți timp acum că în urmă zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții nu mai strângi. Asta înseamnă să fii gata uneori să renunți la hobby-uri. Am văzut persoane, bărbați, care fluieră după porumbei, care merg câte 2-3 zile la pescuit, care pierd vremea, spunea un frate, soția mea mi-a atras atenția și a spus, auzi, degeaba te grăbești de la colțul blocului până la ușă, la etajul 3, dacă ai pierdut vremea cu poveștile, ție-ți plac poveștile și uiți de tine, uiți de tine să vii mai repede acasă. Spunea fratele Vurumbrand, soția mea, Sabina, a avut întotdeauna darul acesta să mă determine să plec cu părere de rău de acasă, aproape cu lacrimi, și să mă întorc întotdeauna cu bucurie. La unii le place tenisul cu piciorul, alții pierd timpul cu poveștile, pentru alții chiar slujbele de la biserică le iau prea mult timp. Eram într-o biserică și spuneam, nu se poate, luni ești la repetiție de cor, marți la repetiție de fanfară, miercuri ai ședință de comitet, că ești și în comitet, joi ești la adunare, vineri pe teren,
Am văzut că un bărbat a ieșit, nu i-a plăcut tratamentul acesta și ceilalți au zâmbit. El era în cauză. Dar era mai bine să rămână, poate prindea bine. Să vadă și concluziile, să vadă și îndemnul. Domnul ne-a chemat să fim evlavioși, să slujim pe Dumnezeu. Dar nu ne cere Domnul mai mult decât puterile noastre și să neglijăm familia. Poate că veți întreba, dar ce este pe primul loc? Familia sau biserica? Pe primul loc este Dumnezeu, care a lăsat scris în 1 Timotei 5:8, dacă nu are grijă cineva de cei din casa lui. Degeaba e sfântul de la biserică și acasă a rămas o soție care plânge și trudește din greu. Am spus data trecută la ordinare aici, la dumneavoastră, un păstor îmi povestea când am plecat odată la evangelizare, soția m-a întrebat, așa pleci? Și el s-a uitat, s-a verificat și a zis, da, în regulă. Ce, bine, dacă tu crezi că așa pleci. După aceea m-am gândit, stai că ea este cam supărată, nu pot să plec așa. Dragii mei, propuneți-vă proiecte realizabile. Aș vrea să precizez și asta. Nu este păcat și rău să ai mâine mai mult decât asta, dar nu cu orice preț sacrificând familia. În ce mă privește, nu sunt de acord și așa îndemn tinerii, unul în Belgia și altul în Spania. Știți, unul a mers la lucru într-o parte, unul în cealaltă parte, 6 luni, 8 luni. Nu alergați după câștig sacrificând familia. În Eclesiastul, în 4:9, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Dumnezeu binecuvintează munca, dar nu trebuie să privească mirii la unii care și-au sacrificat familia pentru asta, s-au abătut de la adevăr pentru asta, obținând mai devreme ceea ce ar fi putut să obțină mai în timp și mai liniștit și mai cinstit. Domnul a spus, este mai bine să fie o casă în care o bucată de pâine uscată, scrie acolo, cu pace, decât să fie multe bunătăți și cu ceartă. Asta nu folosește la nimic. Trebuie să fie un timp petrecut împreună, apoi trebuie să fie comunicare, că degeaba stai împreună și soția vorbește la telefon cu orele. Comunicare, asta înseamnă Efeseni 5:19, vorbiți între voi, vorbiți între voi. Și aici câteva sfaturi și pentru cei doi miri și pentru noi toți din partea lui Dumnezeu, vorbiți și nu tăceți. Cele mai mari probleme se ivesc în familie, uneori și în biserici, din lipsa de comunicare. Mă, eu am vrut să spun, sau eu am gândit că și tu gândești așa. Lipsa de comunicare, vorbiți între voi, a spus Domnul. Vorbiți și nu tăceți, numai vulcanii mocnesc și când erup, trebuie să stai la distanță de ei. Apoi vorbiți, dar nu vă certați. Știți cum spunea Avram lui Lot? Noi suntem frați, trebuie să fie pace între noi. Voi sunteți soț și soție, trebuie să fie pace între voi și să dea Domnul să fie pace. Vorbiți, dar nu vă certați, puteți să vorbiți pe rând. Nu trebuie să vorbiți amândoi odată. Șlefuirea și rectificarea se face în timp, cu blândețe și fără nervi. Același lucru poate fi spus pe un alt ton și altă dată, nu sub tensiune. Vorbiți și nu vă certați, este îndemnul lui Dumnezeu. Apoi vorbiți, dar nu vă mințiți. Minciuna este oferta diavolului. 8:44, Ioan a spus Domnul, diavolul este original, vorbește din ale lui, dar vorbește minciuni. Și cel care nu trăiește în adevăr, scrie în Psalmi, nu ajunge să rămână pe muntele cel sfânt. Nu spune adevărul din inimă. Dragii mei, încrederea se câștigă în timp, dar se poate pierde dintr-o dată și uneori nu se mai poate recăpăta niciodată. Eram la mărturisire într-o biserică și o soră a venit la mărturisire și m-a întrebat și a spus, frate, este păcat să pun bani deoparte fără să știe soțul? Și am spus, da, e păcat.
Serios să zici, e păcat? Da. Dar de ce, frate? Că eu fac un scop bun. Banii aceștia îi pun în partea Domnului și îi dau numele Domnului și am spus, dar soțul dumneavoastră nu e credincios? Nu vă poate înțelege ce faceți? O zic, bă, e credincios. Nu, să știți că e păcat asta. Și ea mi-a dat o justificare biblică și a zis, frate, dar nu scrie în Biblie să nu știe stânga ce face dreapta? Și fratele păstor spunea, trebuie să fie o singură pungă de acum. Și am spus, soră, dar dumneavoastră nu sunteți amândoi în partea dreaptă. Știți că se spune că cinstea, apa și vântul au pornit împreună la drum. Apa a spus, dacă mă pierdeți pe mine, mă găsiți pe jos. Vântul a spus, dacă mă pierdeți pe mine, mă găsiți pe sus. Și cinstea a spus, dacă pe mine mă pierdeți, nu mă mai găsiți niciodată. Vorbiți, dar nu vă mințiți. Vorbiți, dar nu bârfiți. Scripta manen și verba volant. Se duce vorba despre familie, se duce vorba despre alții și se dovedește și că nu e adevărat uneori, că am transmis așa zvonuri neadevărate și asta este rău. De aceea trebuie să fiți și să fim foarte atenți la ceea ce vorbim. Și încă o precizare aici. Folosiți complimente. Nu știu, de la căsătorie parcă le scoate cineva din vocabular. Până atunci, fetița cea mică a noastră mi-a arătat zilele trecute felicitările care eu îi le trimiteam soției mele înainte de căsătorie. Și a întrebat, tată, după căsătorie n-am mai găsit nicio felicitare de asta. Și eu m-am justificat și am spus, nu i-am mai scris, i-am spus direct. Oh, zice, nu știu, o fi, așa. Dar să vedeți ce compoziții pe felicitări și... Nu-i păcat să spui sărămâna pentru masă și să chiar să faci ce spui, că o citit fratele păstor din Matei, cu o casă care rezistă, vin și vânturi, și voaie, și ploi, reprezintă casa creștinului practic, care înțelege diferența între a zice și a face. Nu doar teoreticieni. Știți că doi tineri se plimbau printr-un parc și la un moment dat, el a spus, auzi cum cântă pasărea aceea? Da, zice, și ce, ai înțeles tu limbajul ei? Știi limba păsărească? Da, zice, auzi cum zice, te iubesc, te iubesc. Și fata a spus, auzi, ecoul l-ai înțeles? Că are un ecou. Nu zice, ecoul nu l-am auzit. Ecoul este dovedește-mi, dovedește-mi. Parcă scoate cineva complimentele. Știu, sunt persoane care se enervează în traficul rutier și se întorc acasă și găsesc unde să-și descarce nervii pe cei mai dragi din familie. Sau la locul de muncă au avut unele neplăceri sau nu știu unde. Dar se merită să plătească cei de acasă, cei dragi, cei de aproape, prețul pentru cei care te-au supărat? Cum poți fi fericit în familie? Unu, cu nevasta. Gustă viața cu nevasta. Apoi, cu nevasta pe care o iubești, scrie aici. Așa poți fi fericit în familie cu nevasta pe care o iubești. Că dacă se stinge dragostea, frate, o să vă întrebe. Și dacă nu spuneți că din dragoste vă căsătoriți, eu nu știu dacă vă mai căsătoresc, frații. Mi-a povestit un păstor care vine deseori la dumneavoastră și predică, zice, am terminat institutul teologic, frații m-au repartizat într-un sat și am învățat pe tineri și pe frați, trebuie mai întâi să-L iubești pe Domnul și după aceea Domnul îți va dărui un ajutor potrivit și te vei îndrăgosti de o fată, te vei îndrăgosti de un băiat, dar mai întâi trebuie să-L iubești pe Domnul. Dacă nu-L iubești pe Domnul, nu se rezolvă problema a doua. Asta e prima problemă ce trebuie rezolvată. Și am insistat și predic și studiu biblic. Și a venit vremea să oficiez prima căsătorie. Aveam și eu emoții, spunea păstorul, aveau și tineri emoții. Și când m-am dus în față, după cântare, am întrebat, frate Mire, iubești mireasa? Și el a răspuns, iubesc pe Domnul Iisus. Și păstorul nu mai știu cum să procedeze. Și a întrebat a doua oară, frate Mire,
Este foarte bine că îl iubești pe Domnul Iisus Hristos și de la asta pornește dragostea în căsătorie, că Domnul a lăsat scris în Roman 5:5 și să nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt și dorești vouă Domnul să vă dea dragostea aceea agape, care se sacrifică, dragostea aceea care se dăruiește, care face binele. Iubești mireasa? Și a spus, îl iubesc pe Domnul Iisus. Și a spus, vă rog să cântați un verset de cântare comun. Și a șoptit mirelui, dacă nu spui că iubești mireasa, nu te căsătorești azi. Și a zis, am înțeles. Nu, zice, să fii foarte atent la întrebare și cum răspuns. Dă-le dragostea agape care se sacrifică, face binele în tăcere, de rău nu se bucură. Caută folos în toate doar pentru aproapele, plină e de bunătate, adevărata dragoste. O casă binecuvântată și un colț de rai va fi căsnicia, de păstrată hotărârea zi de zi. Galateni 5:22, roada Duhului este dragostea. Dragostea aceea agape, nu doar fileo, prietenească. Și așa cum spunea și fratele Cornel, de vrei iubirea să o cunoști, puterea ei fără măsură, când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, taci din gură. Amin. Vezi că o zis, eu am insistat. Dragostea uneori renunță de dragul păcii și încearcă șlefuirea altă dată, cu blândețe. Scrie în 2 Timotei 2:24 și robul Domnului nu trebuie să se certe. Asta nu înseamnă că trebuie să tacă neapărat, ci să fie blând cu toți, plin de o îngăduință răbdătoare, în stare să învețe pe alții și să stea de vorbă cu potrivnicii, scrie acolo. În al treilea rând, cum poți fi fericit în familie? Cu nevasta pe care o iubești și am mai citit ceva de aici. În tot timpul vieții. Asta înseamnă credincioșie, stabilitate, fidelitate. Scrie Malea cuvântul lui Dumnezeu în 2:15, luați seama în mintea voastră ca niciunul din voi să nu fie necredincios nevestei lui. De la nivelul minții trebuie să fim atenți. Credincioșie înseamnă întotdeauna și pentru totdeauna, până la sfârșit. Am scris câteva versuri pentru voi. Un dar ceresc și minunat pentru tine, frate Cristi, în mod special. Un dar ceresc și minunat azi Dumnezeu ți-a dăruit. Cum niciodată n-ai visat și poate nici n-ai meritat, dar cum de mult tu ți-ai dorit. Deci fii credincios nevestei tale. Voi împreună ați pășit prin legământ pe o nouă cale. Fiți tot așa până la sfârșit. Credincioșie înseamnă să rămâneți împreună întotdeauna și pentru totdeauna, până la sfârșit. Cuvântul divorț, dacă a venit cumva la nivelul minții, că diavolul aduce tot felul de gânduri, trebuie alungat și niciodată pronunțat. Niciodată. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dumnezeu vrea să rămâneți împreună, așa cum Domnul și-a ales biserica să fie logodnică deocamdată și apoi bucurați-vă și veseliți-vă, scrie în Apocalipsa, că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dar deocamdată, în Osea 2:20, spune Domnul, te voi logodi cu mine pentru totdeauna. A venit un tânăr dintr-o biserică și mi-a spus, frate, ce măsuri luați cu cei care rup logodna? Bănuiam unde vrea să ajungă și zic, continuă. Nu, zice, asta am vrut să vă întreb. Păi zic, dar diferă de la caz la caz, hai să vedem despre ce logodnă e vorba.
Ce motive sunt? Păi frate, eu m-am logodit cu o tânără de la dumneavoastră din biserică. Și ia o rob logodna. Dar zic, și unde v-ați logodit? Frate, știți cum mergeți către o bârșă a Lotrului? Este o cascadă acolo. Pe acolo, pe undeva. Serios. Nu zic, n-am știut nimic de logodna voastră. Zic, asta nu-i logodna, să știi. Asta nu-i logodna. Logodna este un legământ. Legământ. Arată o hotărâre stabilă. Ce se pecetulește aici la căsătorie, înaintea lui Dumnezeu, în prezența martorilor, și se păstrează hotărârea până la sfârșit. Doamne, ajută și pe fratele Cristi și sora Lidia să-și păstreze legământul până la sfârșit. Asta înseamnă, dacă vrei să fie bine, să fie fericire în familie, să plătești un preț. Uneori poate 5 litri de benzină. Și dus soția să se plimbă puțin. Nu e niciun păcat asta. Știi, dacă îți cere șeful să-l duci și nici nu-i atent că ai consumat benzină, nu e nicio problemă. Dar dacă îți cere soția, uite, nu vrei puțin să urcăm la altitudine, așa, să mai privim de acolo, să respirăm aer curat, mergeți amândoi să povestiți. Am întâlnit un frate păstor, se plimba și l-am întrebat, zic, ce faceți, frate, totuși la 60 de ani, ce tot povestiți? O zic, încă n-am terminat de vorbit. Orice, zice, noi suntem soț și soție, povestim orice. Ne ferim de vorbirea de rău, căutăm mai întâi linia duhovnicească și ne plimbăm. Obișnuiesc, o zis, o dată pe săptămână să mă plimb cu soția. Este adevărat că există piedici în a fi dată fericire în familie. Familia este un colț de rai deocamdată. În rai vom ajunge dacă Domnul ne duce. Dar poate fi un colț de rai familia. Sau poate fi și altceva. Există piedici pentru asta, se exercită presiunea asupra noastră. Există duhuri, este lumea aceasta care zace în cel rău și nu are o bună intenție. Prin mijloacele media și prin ceea ce se propagă și se face este să se dezbine familia. Să-și îndrepte privirea soțul și soția în altă direcție, să se obișnuiască așa cu despărțirile, cu refacerea căsătoriei, că nu o ținut. Dar Dumnezeu nu despre asta vorbește, nu asta pretinde. Cei doi, s-a citit, vor fi un singur trup.
care vin negative din partea celui rău să le lași deoparte, nu trebuie descărcate în familie. Trebuie să fie comunicare, da? Apoi, am văzut că fericirea în familie vine cu nevasta pe care îl iubești, trebuie să fie acea dragoste agape, ce se dăruiește, ce se pune la dispoziția celuilalt, urmărește folosul celuilalt. Este dragostea care vine din Dumnezeu și dacă nu este roada Duhului, cum spunea un frate, dacă nu există prelucrarea Duhului Sfânt, la căsătorie parcă am vorbit limba rusă. Nu ne înțeleg mirii, tu să le tot explici dacă Duhul Sfânt nu i-a prelucrat, Duhul Sfânt nu i-a luminat, sfatul poate să fie. Ei sunt atenți la alte aspecte ale lucrurilor. Că și atunci când se face o revizuire a înregistrării, și ce se derulează? Predica. Predica se derulează. Nu zice, dă-i mai departe, zice, să vedem cine a mai cântat. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești, să lase Domnul dragostea de sus, turnată prin Duhul Sfânt, în această familie, să rămână până la sfârșit. Cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale de 7, care ți-a dat-o Dumnezeu în această vreme trecătoare. Deci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. În tot timpul vieții înseamnă în mod permanent. Și înseamnă pentru totdeauna, înseamnă până la sfârșit. Și doresc Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Amin. Amin.